Numele meu este Alexandra și pentru astăzi v-am pregătit un haul de pe Makeup Shop. Nu știu dacă știți, dar cei de pe Makeup Shop au reduceri în perioada aceasta. Și am plasat și eu o comandă pe site cu ocazia asta. Ce avem aici? Ah, rimelul de la NYX On The Rise Volume Lift Scara. Așa arată acest rimel. Zice că 95% dintre persoanele care l-au încercat spun că este un instant volum. Da, interesant. Ia să vedem mai departe. Aici am un iluminator. Am vrut de mult să-l încerc și acum că l-am văzut și la reducere, am zis că asta e ocazia perfectă. De la The Balm Mary Luminizer. Așa arată el. Cred că toată lumea l-a încercat. Cred că toată lumea știe de produsul ăsta. Numai eu... Mai la mine mai greu a ajuns. Ia să vedem. Foarte drăguț. Și ambalajul. Da, are detai oglinda. Care n-am să vă arăt ca să nu vă orbesc. Sau hai să facem așa. Și așa arată produsul. Eu aveam până acum un iluminator de la ELF care spuneau cei care au încercat și Mary Luminizer că este un dup după acest produs. Cred că are un CDF ăsta, un... drăguț. Și așa arată pe mână. Nu știu dacă puteți vedea. Sau aici l-am aplicat eu. Nu știu cât de bine se vede. Nu, pe față nu cred că degeaba îl pun. Trebuie și o pensulă. Dar e drăguț. Chiar drăguț. Cred că seamănă cu ăsta de la ELF pe care l-am eu. Am să fac un clip și am să le testez pe amândouă să vedem dacă sunt chiar atât de asemănătoare. Și de ce am plasat comanda asta și am fost cea mai încântată? Da, facturică. Sunt aceste două palete. De mult vreau să le încerc și eu. Le-am tot văzut pe YouTube, încercate, machiaje realizate cu ele, testate și așa mai departe. Și am zis că mi le comand și eu și dacă am văzut că sunt reduceri, am zis că ăsta este momentul ideal. Ia să desfacem asta. Am ambalat-o foarte bine ca să nu se spargă. Au pus foarte mult bubble wrap din asta. Așa. Asta e una. O desfac și pe a doua și după aia vi le arăt pe amândouă. Sunt nuanțe foarte drăguțe, nuanțe pe care eu le-aș purta, clar. De asta mi le-am comandat pe amândouă. Am fost și le-am văzut în magazin. Mi s-a părut interesant faptul că am văzut că sunt reduceri pe Makeup Shop și am fost în magazin ca să cumpăr de acolo. Că am zis că n-am. Clar, dacă sunt pe site, sunt și în magazin reducerile. Ei bine, nu, surpriză, că am ajuns în magazin și în magazin au altă teorie de reducere sau ceva în genul ăsta. Practic alte reduceri. Și mi-a spus doamna de acolo că nu, aici sunt la preț întreg paletele. Și am zis ok, foarte bine, mă duc și le comand de pe site. Adică în magazin sunt 90 de lei și am dat pe o paletă 63. Aveam factura pe aici. Deci, am dat așa, după cum urmează. Mascara este 32,94 cu 6,26 lei TVA. Da, deci undeva la 40 de lei. Mary Luminizer este undeva la 50 de lei, iar paletele sunt undeva la 63 de lei, exact cum am spus. Da. Iar la comanda asta am avut și transport gratuit pentru că am depășit suma de 200 de lei. Bun. Se vara paletele, sunt foarte încântată. Doamne, doamne, doamne. Abia le așteptam. Ambele sunt de la Boys & Berries, că nu v-am spus. Una se numește Save the Date și este aceasta de aici. Cred că o știți, cred că sigur o știți. Și cea de-a doua este Sunset Beach, aceasta de aici. Așa. V-am spus că am mers în magazin și am mers mai mult ca să văd nuanțele. Că pe site se văd și nu prea, dar am zis că în realitate le văd cel mai bine. Și paleta este din nou ambalată. Super, atenți la detalii. Sper să fii și întregi acum dacă au fost ambalate în atâtea produse. Vai cât de drăguț arată. Au 14, cum se spune, oh, cât de drăguț. Yes, I do love makeup. Deci se numește Save the Date, probabil că este o paletă înclinată spre
atunci când te măriți, îți faci un machiaj și înăuntru scrie Yes, I do love makeup. Foarte drăguț. Așa arată în interior. 14 pastiluțe are. Așa. Și da, este romantic, champagne, French kiss, just married, da, deci este în zona aia. Honeymoon, Mr. and Mrs. Foarte drăguț, foarte drăguțe nuanțele. Deci mi-au plăcut atât de mult când le-am văzut în magazin. Sincer, ce este în paleta asta, i-aș purta fiecare nuanță de aici. Toate mi se par superbe. Flirt, nu știu dacă l-aș purta, nu știu, doar integrat cumva într-un machiaj. Să vă arăt nuanțele, așa arată ele. Superb, deci superb, superb. Chiar mă gândeam după ce am plasat comanda dacă am vreo nuanță de alb sau de nude într-o paletă și uite că am în aceasta două. Da, foarte faină paleta asta. Am să fac și un review la ele ca să vedem cum sunt. Am să le testez aici pe cameră cu voi și am să fac un machiaj sau două. Vedem. Ori le testăm în clipuri separate. Și aceasta are tot 14 pastiluțe și ambele vin cu o chestie de asta de protecție. Doamne, cât e de drăguță. Enjoy the beauty of an amazing sunset over the sea. Oh, abia aștept să vină vara și să scăpăm de iarnă și de frig și de haine groase. Da, bun. Foarte drăguță și paleta asta. Ambele au o nuanță de vișiniu așa închis, pe care eu nu știu sigur dacă aș folosi otru machiaj, dar cine știe. Foarte drăguță și asta. Nu știu, au nuanțe atât de purtabile paletele astea două. Uitați și aici ce nuanțe frumoase au. Mă uit să văd dacă se vede bine. Așa. Superb, superb, efectiv superb. Hai să facem un swatch la o nuanță mată. Alaba la portocalam tu. Desert Rain sau Desert Rain. Pigmentate. Adică la o primă atingere pot să spun că e chiar ok. Dacă așa se blenduiesc cu pensul, acum se blenduiesc cu degetul, este vis paleta asta. Și haideți să încercăm una si de fată. Hai să încercăm Paradise. Paleta asta țipa vară. Așa arată Paradise. Nu știu dacă puteți vedea voi acolo. Ia să vedem cum să vă arăt eu. Așa arată Paradise. Asta de aici. Foarte drăguț. Foarte, foarte drăguț. Sau dacă vă arăt așa, poate vedeți mai bine. Nu știu cum să vi le arăt ca să le vedeți voi. Așa arată Paradise. Sunt niște nuanțe foarte frumoase, foarte pigmentate și care se blenduiesc foarte bine. Cel mai bine am să fac un review la ele și am să vi le arăt pe amândouă în parte exact ce nuanțe sunt în fiecare paletă. Căci acum este seara când filmez și nu știu cât de bine o să puteți voi să vedeți nuanțele. Nu știu cât de bine le-ați văzut și pe acesta pe care le-am socuit aici. De asta cel mai bine am să fac un clip separat sau două clipuri separate în care vă prezint fiecare paletă în parte, vă arăt și ce nuanțe sunt când este zi ca să le vedeți mai bine și o să vă fac și un machiaj. Și așa să vă faceți o idee cât de cât despre aceste palete, vedem dacă sunt prăfoase, vedem cât de bine se aplică, cât de bine se blenduiesc, cât rezistă. Da? Mâine am să încerc Mary Luminizer, să vedem cum este și am să las la o parte el. Am să fac un mic clip în care am să vă arăt și diferența dintre cele două, dacă este o diferență sau dacă Elf este un dupe după The Balm, așa cum am văzut eu pe YouTube. Deci da, rămâne să ne vedem în clipurile viitoare ca să vedeți exact și iluminatorul și paletele astea, care este treaba cu ele și cum mă înțeleg eu cu ele. Bun, asta este clipul pentru astăzi. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi dați și mie un like, să vă abonați și noi ne vedem data viitoare, sper eu, cât de curând într-un nou clip. Pa, pa!